Dezvăluiri incredibile. Cine conduce din umbră Ministerul pentru Afaceri? Puterea nevăzută a Izabelei. Informații incredibile apar din interiorul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, preluat de ministrul Radu Ștefan Oprea, care îi succede în funcție lui Ilan Laufer. Efa de cabinet a ministrului Oprea, Izabela Moldovan, provoacă nemulumiri printre angajații ministerului, informează Ioanius.ro. Izabela Moldova s-ar recomanda prin minister, potrivit sursei citate, că a trimis din partea Senatului României, oficial, ocupă un post de consilier onorific al ministrului Oprea. În minister, angajaii au început să se plâng ce Izabela Moldovan nu doar consiliază, ci de ordine. Fiscule cu ochii pe contribuabili, amenzi usturtoare pentru românii care nu se conformează. Izabela Moldovan de ordine în minister ca pe moia proprie, ba mai are i pretenția de a studia documentele confidențiale pentru care trebuie clasa de clasificare de tip ornis. Dubtina noastră acest lucru intru la capitolul incidente de securitate. Puterea nevăzutei Izabela se pare, este destul de mare pentru ce are o ITS, le înlăture recent pe secretarul de stat Adrian Dobre, PSD, de la conducerea departamentului de comerise, le înlocuiasc cu Gabriela Mihaela Voicil de la ALDE. Mai nou, văzând ce sunt din ce în ce mai multe rumori printre angajaii ministerului, instituția a cerut pentru Izabela Moldovan certificat ornis. Acest lucru în condiile în care dumneaie nu are nicio calitate oficială în minister, ci doar una onorifică. De ultima ori ne arată la cererea expresă de Izabela Moldovan, ministerul a abandonat programul Startup Nation, mândria guvernării PSD. Acest lucru se poate vedea de pe site-ul oficial al instituției cu pagina pentru accesare de fonduri aflat. În reconstrucție, scrie Ioanius.ro.